Știre electorală de promovare. Zilele trecute, în județul Hunedoara a avut loc lansarea candidaților pentru Parlamentul European și pentru alegerile locale din 9 iunie. Eveniment prin intermediul căruia reprezentanții AUR au vrut să demonstreze că județul Hunedoara este un loc unde spiritul comunitar și dragostea pentru țară încă mai strălucesc. Membrii AUR s-au adunat undeva alături de Claudiu Târziu, Cristian Terheș, Gheorghe Piperea și prințul Șerban Dimitrie Sturza, candidați pentru Parlamentul European, și împreună cu candidații la alegerile locale au transformat străzile orașului într-o mare de determinare și speranță, ecou al dorinței AUR de schimbare și progres. Seara, la Țebea, au celebrat spiritul comunitar și dragostea pentru țară. Prezența dumneavoastră dovedește că noi, cei din AUR, oferim României varianta schimbării. Noi, prin prezența noastră, dovedim unitatea acestui partid și putem să arătăm celor din acest județ că suntem o forță și putem să facem schimbarea pe care și-o doresc românii. Mulțumesc tuturor, începând din țara Hațegului, din Valea Jiului, din Valea Mureșului, din țara Moților, pentru prezența dumneavoastră aici și sunt convins că atâta timp cât veți fi uniți și vom finaliza această campanie, cu ajutorul dumneavoastră vom învinge și vom avea pe cele 3 buletine de vot 5 medalii de aur. Sănătate și putere pentru AUR. Mulțumesc! Am o bucurie deosebită să mă aflu astăzi în acest județ și a fost mare de asemenea bucuria de a-l cunoaște astăzi, pentru să-l întâlni pentru prima dată pe domnul Marius Mane, candidatul nostru pentru președinția Consiliului Județean. Și sunt încântat să constat că dânsul dispune de toate calitățile, dar și de rigoarea necesară pentru a prelua, iertați-mă, frâiele conducerii Consiliului Județean. Este, cum nu se poate mai bine, persoana potrivită la locul potrivit. Așa încât în data de 9 iunie eu am absoluta încredere că cetățenii din municipiul Deva vor face alegerea necesară, și nu doar cei din municipiul Deva, vor face alegerea potrivită pentru ca domnul Marius Mane să ocupe această funcție de vârf la nivel județean. Este foarte important și nu doar prezența dânsului este foarte importantă. Astăzi am avut alături de noi o mare parte din candidații noștri de la Partidul AUR pentru Parlamentul European. Ne-am bucurat de susținerea lor și totodată de susținerea celor care au fost prezenți aici la Țebea în număr atât de mare încât ne-au dat încredere că acest partid va avea într-adevăr să ofere românilor și nu numai românilor, ci întregului acestui județ partea de încredere pe care trebuie să o aibă atunci când merg la vot. Pe 9 iunie, sigur vom face o schimbare și această schimbare va fi de AUR. Noi spunem că nu doar la nivelul județului, ci pe toate cele 5 buletine de vot, cum am spus și înainte, vom obține câte o medalie de AUR. Deci pe toate trebuie ca acești români hotărâți să facă schimbarea, să aplice ștampila pe AUR pentru a avea această certitudine că schimbarea în acest județ va fi reală. Așa să ne ajute Dumnezeu. Da. Doamne ajută!